Vă salutăm, stimați contribuabili. Tocmai primisem o alertă cum că George Weah a urma să fie reales la președinția Liberiei, ceea ce este totalmente fals. Așa se fac mai nou alertele. Era o alertă foot mercato. George Weah va, va, va fi reales la președinția statului. Și dacă intri pe știre, de fapt vezi că a fost primul tur al alegerilor unde el a câștigat cu 7.000 de voturi avans față de urmăritorul său. Adică au același procent. 43, la 43, virgulă. Deci din potrivă, știrea era că cele mai mari șanse sunt să nu fie reales. Pentru că în turul 2 se fac alianțe, e o problemă. De obicei când după primul tur ai mai puțin de un procent avans, sau mai puțin de o virgulă după procent avans, nu ești tu președinte. Dar ei s-au obișnuit doar să te mintă, bineînțeles, peste tot în lume este valabil stilul ăsta de informație totalmente falsă. Deci măcar dacă într-adevăr ăla avea obținuse 70%, și să zicem că la ei pragul e de 75 în turul întâi. Că în Africa e posibil orice. Bă, aș fi zis, într-adevăr, titlul normal. Dar nu când el, de fapt, nu are șanse să câștige. George Oia nu va reuși, nu va defendi președintele Liperiei pentru un al doilea mandat. Asta, dacă se spunea, probabil că era mai corect. Între timp, fraților, am aflat că nici Bulgaria nu mai are selecționez. A fost demis sârbu mlade de în aici pentru rezultate nesatisfăcătoare. A era și timpul, bă. Păi eu, în locul președintelui burleanului lor, deci mi-aș da afară să lecționez de a fi numit. Adică tu nu știi că ăla nu va face nimic la naționala Bulgariei care a ajuns să fie sub Lituania la fotbal. Deci pentru ei s-a terminat, gata. Cel puțin 100 de ani de aici înainte, bulgarii nu mai pot să spere la nimic. Ei nu mai au populație, nu mai au nimic. Campionatul bulgăresc e ăla încă unde latră câinii. Deci era evident că lucrurile urmau să se așeze în felul ăsta a băgat-o pe asta că n-avea baghetă magică. Asta o spun mai nou toți, bă. Pe cum să n-ai baghetă magică, bă? de, de, de asta te numesc. Baghetă magică n-avem noi, telespectatorii, suporterii. Tu când ajungi selecționez sau antrenor, da? Sau manager, cum poți să vii să-mi spui din primul moment tu n-ai baghetă, așa a zis și Gatuzo, așa a zis și Iedi, așa zice oricine. Nu, din potrivă. De-asta te-am numit ca să ai baghetă magică. E la mintea cocoșului. Dacă nici tu nu ești magician, păi pentru ce te-am numit, bă? Crist aici, ci că e doar al doilea selecționez străin în Bulgaria după Lotar Mateus. Între 2010 și 2011 a fost Mateus. Mateus este e sub Gatuzo. Mateus este sub Marcelino. Deci au fost un dintre cei mai slabi antrenori din istoria fotbalului. Viitorul selecționez va fi bulgar. Și numele lui va fi anunțat pe 1 noiembrie, Pa bun sim. Asta a precizat directorul tehnic, pe care evident îl cheamă uh, Ion Ionescu. Adică Ivan Ivanov, nu avea baghetă magică. Lăsați-mă bă cu glumele astea. Nis nu va face apel. După ce Iusef Atal a fost suspendat doar șapte meciuri e? pentru apologia terorismului pe rețelele de socializare. Un lurd sanction. Avea dreptate Cioran, bă. Nu poți să fii nebun în franceză. Ce tâmpiți. Ce tâmpiți. Păi la ei, bă, lurd sanction. Toate sunt așa. Adică o sancțiune grea, bă. O sancțiune grea la Atal era să-i dea cinci ani sancțiune grea la Tonali, dulur lourd pour Tonali. A luat 10 luni, dar mă rog, nu au intrat încă în vigoare. Joacă bine, mersi, Tonali în toate meciurile. Ce ai sancțiune 10 luni? Păi dădeam 15 ani și atunci era sancțiune, într-adevăr, era dură. Da. Păi după ce îi dădeai sancțiunea, scrieai, cariera lui s-a încheiat de mult. Da. Aia era o sancțiune dură. Deci ăștia habar n-au, așa și justiția lor, fix așa. Ăștia sunt occidentali, bă. E nici măcar să se sancționeze între ei, nu știu. Dulur, ce e asta, bă? Da, Montpellier poate să zică că a luat destul de aspru, să rejoacă meciul cu Clermont, tot pe terenul lor, dar fără spectatori, și le-a dat un punct minus în clasament. Aia e destul de aspră, pentru că era minutul 91, dar și ei conduceau cu 4-2. Meciul fusese prelungit cu 3 minute, că nu suntem în Anglia aici sau în Spania, să jucăm până dimineață. Deci urma, după degajarea aia, mai era un fault, mai nu știu ce, se mai lua un pic la, la bătaie pe teren și sufla ăla definitiv. Mai dădea pe bancă niște galbene, nu în meci alea, nu, nu în joc. Cum să dă ăla, să termina. Da. Nu avea sens să rejuci un asemenea meci. Pentru ce? Echitatea sportivă înseamnă că este Bat jocurit acolo. Așa, oricine aruncă de aici înainte o petardă pe un teren de fotbal, că n-ai cum să o nu arunci în vecinătatea cuiva. Terenul este plin cu jucători. Dar nu arunci într-un teren gol. Deci, oricine aruncă o petardă, să vă spune era intenție. A, nu contează că i-au căzut la 50 de metri, dar era intenție să-l omoare. Și atunci și să va da. Deci, este foarte periculos. Absolut oricine va face, în Franța cel puțin, va face lucrul ăsta, are meciul rejucat, are punctul de penalizare, că e moda asta acum. Dar ăștia la n-au primit sancțiuni grave, că Nisu oricum nu mai vrea să audă de Atal. Atal e un prost, cum a zis avocatul lui. Deci este efectiv prost. Nu aveai ce să ții la un asemenea om. Ăsta s-a făcut fotbalist ca să nu se facă măturător de stradă. A decis mercredi de nu pas faire appel de la décision concernant Iusef Atal, -a suspendu 7 mași. A relayé sur les réseaux sociaux video de un predicator palestinien, A à la haine în la communauté juive. El a văzut textul ăla și el a retuitat. Nu știu, eu n-am Twitter. <coughs> nu știu exact cum să face acolo. Bun, ce mai era aici de, de văzut pe ultima sută de metri? Că suntem invadați astăzi, sigur, de un program dens. S-a fost arestat președintele Federației Tunisiene dar nu pentru terorism, o să râdeți, ci pentru corupție. 35 de francezi deocamdată bilanțul atacurilor Hamas pe 7 octombrie asupra Israelului, 35 deocamdată de morți. Am văzut că de asemenea un uragan oarecare, care a încercat să lovească serios zona caraibiană, ar fi făcut 27 de morți și prăpăd cât casa la Acapulco, în Mexic. A, din fericire, Acapulco nu mai era vizitabil de vreo 40 de ani. A fost la un moment dat, așa cum spunea și melodia, cea mai frumoasă stațiune din lume. Dar asta s-a întâmplat în anii 80. Acum nu mai exista Acapulco. A murit așa ca Santropeu, de exemplu, nu mai era ceva. La Santropeu se mai duce lumea pentru că i-a rămas totuși numele Acapulco-i departe te mai duci până la Acapulco acum când nu mai ai nimic de văzut. Mexicul ăsta turistic, la modul de stațiune balneară, a fost înlocuit în Cancun. Nu mai are sens să te duci acolo. Deci haideți să vedem. Președintele Federației Tunisiene de Fotbal, Wadi Jari, a fost arestat în cadrul unei anchete pentru bănuială de corupție. Poate că cine știe? Nu dădea, lua. A, nu, evident. A, avocatul lui, deocamdată n-a făcut uh, precizări pentru că n-a putut să fie contactat, l-au săltat. Așadar, e reconfortant să auzi în lumea fotbalului că l-a mai, mai luat pe câte unul. Din păcate, nu sunt luați suficient de mulți și rămân. Ne? Bineînțeles că ei pentru corupție bă, că doar ăla nu s-a dus să fie președintele de federație ca să se uite la meciuri. Pe, pentru ce să-l salți? Ați văzut vreodată vreo știre? A fost ridicat președintele Federației de Fotbal din Nauru pentru că se uita 24 de ore din 24 la fotbal. Nu. No. Îl saltă pentru corupție. Dar, așa, acolo, atenție, e mare diferență între să deie și să ieie. Trebuie să avem niște precizări suplimentare pentru a putea face față. Bun, altceva, fraților, lunga listă. Sunt un pic uluit aici, că trebuie să-mi confirme telespectatorii că eu nu prea cred. De fiecare dată când deschid flash ăsta pentru meciurile din Europa League, văd în dreptul meciului lui OM un televizor. Și când dau pe el, nu mi-apare că meciul televizat în România. Adică, adică de respectivă Pro Arena că ăștia transmit Europa League. Cum este posibil, totuși ca toate meciurile lui OM, că am văzut că... Și meciul cu Ajax, și meciul cu Brighton apăreau în aceeași situație. Ce s-a fi întâmplat acolo? Care e să fie motivul? Cum să transmiți OEM-a E. catena Înțeleg că un meci televizabil pentru cele care încep la 8, un sfăr, și unul e televizabil pentru cele care încep de la 10. Dar care să fie scopul? Care să fie interesul? Publicul telespectator de la noi, eu sunt singurul care să uita la OEM. Eu nu mă uit la ei. Deci pentru cine să mai transmită? Nu are niciun sens. Adică... ai. hai că dai pe Liverpool. Ok, Liverpool dai, că mai știe lumea de ei. Se transmite Liverpool cu Toulouse de la 10. În ce lume am ajuns, bă, băieți? Altfel, după cum ați văzut, mini multiplexul de ieri din Champions n-a dat rezultate, în sensul în care Victoria lui City, am înțeles că e a treia victorie în Champions din trei meciuri cu același scor, 0 barat, dar a fost nevoie de un penalti pentru Holland ca să... Așa că știi, bă, balonul de aur. Când echipa ta e condusă sau e la egalitate cu un adversar de doi bani și ți-o pune ție pe var, ăla-i semnul că iei balonul de aur. Ăsta e Holland. Dă? Și tu dai gol în 11 metri când ești la egalitate cu niște desculți. Așa face și în campionat așa face și în cupele europene. Vreau să transmit asistenței că pe vremea când noi jucam trei finale de Champions League, practic în patru ani, vă amintesc că OEM a fost în finală în 91, 93 și semifinalistă în 90, când a fost eliminată cu mâna în minutul 86 al returului, fiind calificată în clipa aia, deci patru finale, pardon, trei finale în patru ani, Manchester City nici măcar în nisip nu se juca. Nu exista. Da? A o echipă de-asta, cam cum e astăzi, de exemplu, Preston. Cam așa. Ce, plec... ce să ne spună ăștia despre fotbal, Real Madrid, vă reamintesc, nu exista. Pentru că era o altă epocă. Atunci, dacă nu l-ai campionatul, nu puteai să joci în Cupa Campionilor. Real Madrid nu câștiga titlu. În anii ăia, ce făcea Real Madrid, era eliminată de PSG prin Cupa UEFA. Cam asta făceau an de an. Nimereau cu PSG-ul, PSG-ul care nu putea să face nici în Liga Campionilor, că era OM peste, Ii elimina pe Real Madrid an de an în Cupa UEFA, prin tururi de-astea neimportante. Deci cam așa arăta fotbalul. Vreau să mai amintesc ceva. Deci dincolo de cele două nefaste finale ale clubului sportiv al armatei, în 86 și 89, OM a jucat așadar trebuie să conchidă măcar aici în emisiune, trei finale în patru ani, Steaua Roșie Belgrad joacă o finală, mă rog, nemeritată, ok, Sampdoria joacă o finală, deci cam așa arăta fotbalul, dacă astăzi te duci și spui cu echipele astea la piața de vechituri, cu clubul sportiv al armatei, OM, Steaua Roșie Belgrad și Sampdoria, care țineau afișul fotbalului mondial, alături de cât un Milan, sigur, ce se mai nimerea pe acolo, și Barcelona o să râdeți, a jucat două finale în perioada aia. Două finale, că ei au câștigat în 92 cu Sampdoria. Și finala pierdută cu militarii bucureșteni. Deja circulație très complicată în ville, la de la 55. E dificil sur la roca del 2. Vine meciul de la 19.45, o Ema 64.000 de mii de oameni, totuși, atunci eu stat velodrom. Râs vreascuri, dar sigur că nu putem să trecem cu uh, mare ușurință și peste uh, meciurile care ne interesau aseară, domnul administrator, învins din curte tet a domicil de către Borussia Dortmund, o mare înfrângere. Uh, am înțeles că problema e că s-au accidentat doi oameni. În primul rând a ieșit Isaac ăla. Ajax ar trebui să piardă în sfârșit la Brighton. Ei au debutat bine în Europa League, dacă e să ne luăm după puncte. Au patru puncte în două meciuri. Nu sau câte au, nu, pardon, două egaluri au făcut și ei, nu, ca și noi sunt. Ok, două egaluri, păi bine. 3-3 și 1-1 are Ajax, așa e. Noi consul face o surpriză din seară și scoate puncte, pe chiar că ar fi o surpriză chiar că ar fi o surpriză. Singurul lucru de care ne agățăm este că suntem totuși încă sezonul ăsta neînvinși pe velodrom. Nici în campionat, nici în cupele europene n-am pierdut încă acasă. De asta ne agățăm. Poate reușim totuși cu adversarii ăștia. E catena dezmembrată, fără patru oameni, dintre care trei grei, înțeleg. O echipă minoră totuși în fotbalul european superioară nouă momentan, al mei, dar cred că e un pic mai antrenor decât Gattuso, superioară lui OM în momentul de față, liderul grupei, a marcat trei goluri pe terenul lui Brighton, ceea ce noi mai avem mult până să facem, da, superioară, dar ne putem aștepta la o prestație totuși de al lor așa cum am văzut-o a englezilor Da? Englejii, când au venit pe velodrom n-au jucat absolut nimic. Deci dacă prindem un aec de tipul ăla, e jucabil. Da. E jucabil. Pe Luca Ocampo, cine l-a făcut mare de a ajuns? Nimeni, nu l-a făcut mare. O Ocampo a fost slab peste tot. Da. Mult peste, peste nivelul lui era cotat de fiecare dată. Casa și terenul, pe oameni, nu m-aș avânta. Păi noi am fost în stare, o să râdeți, să nu câștigăm acasă cu Brighton, deci după ce am fost singur pe teren, toată prima repriză, ea n-au câștigat niciun duel. Da? Am avut 2-0, era un scor sigur cu care erau ăia mulțumiți. Au și zis când au ieșit la pauză. Mulțumim că e doar 2-0. Da, salutau publicul, bezele, erau încântați. E repriza a doua, noi am oprit motoarele. S-a terminat 2-2. Le-a la 11 metri pe final. Un 11 metri foarte ușor dat. Da. E un pic de contact, nu dai la așa ceva, bă, pe velodrom, nu dai la de-astea 11 metri. Faci așa, te cheamă ăla la var, zici mulțumesc, nu vin, Dar așa se face, unde să te duci. E, e pe SIS Play, e canal FUCI W9, da, pe asta spune, asta mă miram și eu, m-am uitat în viața mea la Pro Arena, asta zic, știi, domnul Andrei, exact. Asta este, suntem și pe SIS Play, e? platforma asta digitală a lui MSIS, corect, pe Food Plus ne uităm, bineînțeles. Despre ce era vorba, fraților? Despre bilanțul în grupa PSG-ului, acolo vreau să ajung, adică la accidentările lui Wilson și al lui Isaac, parcă ăștia doi sau accidental la Newcastle, e complicat să faci clasamentul acolo. Paris Saint-Germain care luase patru la Newcastle va mai avea totuși niște deplasări. Are de jucat la Milan peste două săptămâni și înțeleg că încheie grupa pe terenul Dortmund. Deci dacă ia totuși două bătăi la piele cu astea două, e poate bate Milan. Milan n-a fost lamentabilă ieri. Hai să fim serioși. Păi după primele 25 de minute ne scobeam printre dinți așa în satisfacție ne uitam prin jur să vedem dacă mai știe cineva care-i prenumele lui Luis Enrique. Nimic. Nu m-am minși pierdute la centru terenului, începeau primele fluierături din tribună. Era un moment în care te puteai așeza mai confortabil, așa, în scaun, în canapea. începeam și noi să prindem un pic glas, când am văzut că era varză. Lui Enrique devenise livid, nu legau două mingi. Da. Ce-au fost și momente, fotbalul nu e numai după rezultat au fost și momentele astea. Și la un moment dat a luat o bape, de fapt Zaire Meri ăla, i-a dat o lui Bape. Asta a fost. Păi s-a terminat. Dembele, da, pe păi am fost convins când a dat-o pe aia în poartă. n-a tras rău. Mult mai repede s-a mișcat decât mă așteptam. Dar am fost convins că nu se poate valida. Deci Dembele nu va marca niciun gol în toată istoria lui la PSG. Deocamdată este la zero. După cum știți, campionat plus toate cupele europene, tot ce au jucat, nicio o boabă. Ciocul foarte mic. Dar cu adevărat că OM e transmis. Doamna Camelia, dumneavoastră să nu spuneți că vă uitați la OM pe Pro Arena, că... Fanii lui Milan îl strigau Dolaruma, a? păi așa îl strigau și fanii lui Dorinel pe dolarele la fel. Bun, asta mi se pare uluitoare. România, Sudan... Ha, ha, campionatul mondial 2023, ce e asta? Din Emiratele Arabe Unite? Vezi, la 20 sau ați mai privit. Nu, sunt ușor accidentat. N-am cartonaș de data asta. am o... Și mi-a spus medicul să nu forțez că e de 3-4 săptămâni. Și o să încerc să... Bun, luăm pauză publicitară și revenim. E grabă de Laval, Colomoanii. Dacă a avut penalti clar Newcastle, n-am văzut cu ție, cu varzi, și au fost și furați. Am pierdut doi oameni, au fost furați. Te bată Borussia Dortmund în sezonul ăsta, pe teren propriu. E totuși, Borussia Dortmund e echipă, vă spun de pe acum, de cu 5 în Bundesliga. Anul ăsta Bundesliga are patru echipe, cel puțin, peste Dortmund, ca valoare. A valoare, mai. Deci, N-au ce să caute. Ce va mânca la nota Anitei? Pârjoale. Păi, să să vin cu să de acasă, să mă uțe de, la mine, de la așa. Ce să mănâncă la une dorenie, ce, ce, fac? Papricaș? de ce? Mă pot duce să mănânc ce? Biscuiți turcești, ce să mănânc la acest Anita? în general, ce, ce, ce consumă Anita? Niște brocoli, niște alge niște iederă, niște moșchi și licheni ce se hrănește. Și atunci să aduc de la la casă 2-3 nu uh, uh, numai vând de puși uh, cu în sus, uh, niște uh, șliburițe, niște uh, zacuzcă de asta sărmească și vreo 2-3 uh, tone de sărmăluțe. Trecutul Fan Hui, dacă e în top 5 executanți în uituri liberă. Este, am luat în cuie biletele de anul viitor. De Amsterdam, Singapore sau Amsterdam, Hong Kong. Amsterdam, Hong Kong. Păi a zis ne asta clar. Peste Hong Kong trebuie mers, nu, nu. Altfel, nu știu, niște, ghebe, niște, niște, niște O asta cum să zic, de, de la, la, niște labă de urs, așa mai să niște, niște, tone de la de ceapă roșie ca la mine la tavernă ce poți să mănânci la Anita? Niște bezele fără bezele. Sau, cum se întâmplă în ziua asta, prăjitură fără prăjitură. Ce este asta, da? Adică, prăjitura la mine înseamnă să fie un blat cât acest glob și peste el să pui tone de frișcă, ciocolată, de înghețată. Mi s-a spus, știți, dietetic, ca să trăiți, domnul Călinescu, cinci zile mai mult vă dăm fără zahăr, vă dăm fără ciocolată, vă dăm fără bezea, fără vanilie, fără drojdie, fără blat, fără nimic. Păi și ce mănâncă atunci, ce păi, Imaginați-vă dumneavoastră să mâncați uh, rahitic, așa, adică nimic. Uh, pot să trăiesc, uh, uh, stimați respectatori, cu anite uh, la uh, uh, nunți. Vreau să mănânc Anita, dacă aș Anita s-ar găti pe ea însă și atunci poate că aș mânca. Girona, dacă ia campionatul, pe umăr vă dați seama. Partea a doua se va rezolva. Aia, probabil că va ocupa un bine meritat loc, șapte așa, pentru conferență. Lin, cred că e pregătită. Peneș Curcanu să fi fost fanul M? Asta e o întrebare pentru munica tatălui. A venit astăzi, zic ca un uragan. A Schia, pute, așa. Nu știu cum mai poate să ajungă până la... Nici nu mai știu cum poate să ajungă până la capătul lumii. Așa mergea. De... Ni se făcea nouă milă. Știți tacâmul la masă, direct din... Ai văzut, dar la unul tot așa, a trebuit să aduc, stimea să spune, cea unul de acasă. Era cea una adevărată, era una, m-am prezentat la notă tăspedivă, cu doamna Valeria Seciu, și era un ceaun din carton. Zic, ce să pui în ceaunul de carton? Păi zice, nu punem nimic de atunci pentru acesta. Să ne uităm la el cum era pe vremuri ceaunul. Deci nu făceau nimic cu el. Aia, am venit eu cu un ceaun de de acasă, uh, upărit, s-a dus smalțul de pe el, nu mai avea nicio culoare, era de pe vremea uh, de că un ceaun adevărat și am făcut un borș uh, în el, ca la noi, la treja. Pe costul naufragiat pe plaja din Panama cu Sorănelu. Hai să nu oprim aici, nu mai facem și o altă variantă. Așa, asta să fie. În Panama cu Sorănelu e suficient. A transmis la un moment dat un telespectator și am și trimis o poză cu... făcuse un selfie cu Sorana Cristea și că ar fi spus. Nu știu dacă v-am informat la timpul respectiv, i-ar fi spus Soranei Cârstea că aici în emisiune ea este alintată și răsfățată și că îi se spune Soranelu. Și că ar fi zâmbit așa foarte amabil și i-a plăcut și că spunea interlocutorul nostru, s-a simțit flatată. Un minut de cărpinișan, cum s-a înșelat la Newcastle, mă uit, doamne, la meciul ăsta, doamne, Jucase Manchester United, o zi înainte, ce noroc am avut. O, doamne, cu te penalti eu pot rata, o poți rata, mă, minutul 97, mă. mesteca așa două ore, ciuga, numai despre aia ar fi vorbit. Cum a ratat ăla, cum s-a dus o nana pe ea, tăticule. Cum a văzut-o, aveau cum să ne dea geambii. Și păi acolo ei. Manchester United din nu-l interesa pe el Newcastle cu Dortmund. Newcastle ăștia nu striga, bote, a trecut, cât ai trecut la Newcastle, cât ai, tu ai scris 1-1 la scor, ca să dea mai bine la voi. 0-1 a fost și râdea de ei. Și a avut ghinion, am văzut un pic, puteau să -i egaleze. Bine, bine, Barça joacă numai cu copii, asta e echipa lor. Mi s-a spus, Florine, nu, nu ești cunoscut în diaspora dacă nu ajungi măcar o dată în viață în Israel. Și a zis, mă duc în Israel, este de mâncare, este de băutură, mă duc să fac un pic mâna acolo. Și când ajung, într-adevăr, se spune la frontieră, zice, nu, Călilescu, asta sunteți problemele astea cu butica, cum când auziți sirene, faceți precum dumneavoastră de, de la Digi 24, direct pe burtă. Chiar dacă un pic o să vă rașchetați la burtă, vă dăm o alifie, sincer, o alifie cu, cu pătrățele, așa, cu un camfor. Cu asta se dădea și Cristiano Ronaldo. Vă dați un pic cu asta și trece. Vă întoarceți în, în țara la noastră martir. Mă duc, vizitez instituțiile fundamentale ale statului evreu, Tel Aviv, Ierusalem, și ajung în fața guvernului de la Ierusalem, să trăiți toți acolo în fața mea, și zice, domnul Crescu, nu vreți să vizitați un pic și instituțiile noastre fundamentale de la Haifa? zic că sunt portocalele lui Ceaușescu, veneau de acolo oh, zice, da, vă ducem să vedeți, acum nu avem portocale, avem tancuri, zice, vă urcați și ăsta într-un tanc? Mă duc la Haifa, zice, la ofițerul care mă primește, zice, domnul Călinescu, aveți totul pregătit, știm cine sunteți, în România se ascultă Florin Călinescu mai mult decât Giodas Pres. Zic, sunt flatat, dar e Dobre, zic, să ascultă? Se ascultă și Dobre, domnul Călinescu, mai, mai puțin. Zic, în condițiile astea, nu aveți un closet, că fac pe mine, am venit peste Iordana, peste Liban, cu doamna Siciu, cu avionul ăsta, se, așa se zgâlțea. Zice, o, cum să nu primim closet? zice, la noi în Israel, domnul Crinescu, nu este ca la asta, la sport toată, la fel. Zice, în timp ce stați pe closet, puteți să faceți ca Napoleon mai multe lucruri de Zic, adică ce să Puteți să mâncați, să serviți o, o, o Și mi-a duce în față, în astea spectator, deci avea un veceu, era un veceu uh, obișnuit, Atât dacă că se pusese un colocel din la cap pentru bebeluș pe el, ca să în cap mai bine. Și în față mi-a o tavă, sute de șnițe, cred că eu. Zic, sigur, domnul Marian Iancu, știți că a ieșit de la pușcărie, nu, nu, zic, eu nu o cunoaște pe domnul Iancu. Nu este un nimeni, poate la Hamas domnia sa să se ducă să ne ceva, dar sigur aici statul Israel nu, nu recunoaște pe Marian Iancu. Zic, în condiții astea pot să pun la pachet măcar 150 din aceste 200 de șnițele. Sunt 222 de șnițele, domnul Cărănescu, pentru că, zice oficialul, un alt oficial israelian, zice, erau pregătite pentru statici. 222 de statici, Asta, pentru că noi mai putem recupera, siguranță sunt morți, poate chiar și mâncați de Hamas. V-am adus în astăzi șnițelele lor. Să mă spectatori, spectator, imaginați-vă mâncând șnițele, mâncam precum labiș, mâncam și plângeam, mâncam șnițele și plângeam. Cum să te duci într-un stat prieten, un stat amic și să le mănânci șnițele morților? O situație, extrem de, extrem de nu, nu, mai vreau să mă duc în, 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 zone de conflict. Aștept un, un conflict undeva între, între Bermude și Monserrat. Am auzit pe domnul Banciu cum povestea la emisiunea. Când o să vină în conflict, să bate Monserratul în stânga telespectatorilor cu Antigua și Barbuda în dreapta. Atunci o să mă duc să mai mănânc șnițele. Bun, dacă scăpăm de Dinamo anul ăsta, noi în fiecare an scăpăm de Dinamo câte puțin, domnul nu este rocherist. Uh, nu, nu știu la Suntem cu, cu Sisi cu Madonna, cu, nu mai gânda, cu Sandra. Uh, în general, cu, cu fete de, de, genul ăsta. Nu suntem uh, muzica rock. Pe problema asta nu. Uuu, uh, Brașov. Doamna Popa, uluitor. Și ce aproape ați ajuns de noi, doamna Popa? Păi da, ce vă costa dacă din terifiantul Brașov unde sunt mai mulți urși decât oameni, cum sunt în Statele Unite mai multe arme decât cetățenii, să fi venit un pic până la București, mai ales că noi suntem în nordul capitalei, doamnă, și ați fi putut aici să mi faceți noastră cu mâna de pe ușa aia, nu doamna Simona. Cum ați reacționat când România a scos Argentina în 94? Bine, în 1994 încă trăiam în euforia ilieștiană a Revoluției. Unu zero pe gencea cu ceahlău. Na. Un, minut. Stimați lucrători, s-a deschis pe noul stadion gencia militari, unde noua echipă CS, pe, pe uh, clubul sportiv al armatei Steaua SA, întâlnește echipa uh, formația ceahlăul, ceahlăul uh, pe o echipă uh, bine uh, clasată, uh, 14 puncte, clasamentul adevărului plus 3 pentru Este 1 0 pentru jucătorii militari, un gol de clasă mondială reușit de tânărul uh, Solovăstru, uh, pentru el a fost un șut uh, excepțional la 20, 20, 30 de metri, uh, undeva sus, fără șanse pentru portarul uh, moldav. Uh, mulțumesc, uh, că uh, Valentina, mulțumesc că uh, Flavius a luat uh, negătura. Nimic nou, nou pe uh, noua arenă Bulevardul Gencia, uh, cocheta arenă creșteană, unde publicul a venit în număr foarte mare astăzi la meci. Uh, sunt în jur de 6 de spectatori la această partidă cotele apelor Dunării nu era la dobre. A, la, aș vrea să știu și eu ce mai face ăla. Care ne prezenta o voce de aia. ne scrie doamna Anastasia. Haideți să vedem totuși dacă poate să rezolve. Nu susținem toți scrocii. A, ah, vorbește despre aceea. Prostimea poate să aplaude un asemenea indizid. Să referea la cineva din Aura, la George Simion, Așa este doamna Popa. Păi asta îl votați pe Melanchon. c'est ça, c'est la première page a... valeur actuelle, ou je ne sais plus, dans l'Express, où Mélenchon, le désastre. Ainsi, pas. le grand candidat, le troisième homme aux élections présidentielles françaises. Ainsi, punch et revenim, nous dit le gouvernement Rus. la de théâtre, vous le savez, la vitoure de stat, m'excusez, la vitoure de théâtre, au vitoure de théâtre, vous avez confondé, drague Ilie, cu situația tensionată din lume și noi la Radio Jurnal am vorbit despre lovitura de... O lovitură de, de, de teatru, nu o lovitură de stat. Teatru de stat am spus să fac și glume la Postul uh, Național de Radio. Așadar, o lovitură de teatru în Julești, da, asta era la el. La el, lovitura de teatru era etapă de etapă. Aproape, o lovitură de teatru uh, am văzut de la la acea lovitură de teatru au trecut 25 de minute de la ultima lovitură de teatru Lovitură de teatru în, în, în Crâng Am fi putut asista, stimați ascultători Mă din Minoiule, Mai repede, Ilie Sigur, la o lovitură de teatru Deci la el toate erau așa, bă Dar vă spuneam, domnul Cristin Premier Ieri cu Sadio Maneca, A cumpărat Burj Food 18 Și zice că obiectivul știți care este? La a doua ligă franceză în 2030. Păi, asta e ca și cum eu aș spune că vreau să candidez la președinție peste 50 de ani. Ce e asta, bă? Deci ei vor să intre în ligue 2 în 2030. Asta i ajută, Mane. Păi, bă, sunt vreo șapte ani. E adevărat că ei sunt în Național 2. Dar ce-ți de greu în șapte ani să urci două niveluri. Astfel de răscor și la noi, în Julești, Craiova sigur că da, sigur că da. a făcut foarte bine iubitul nostru moderator să vină cu legătura în bănie în centralul Craovean, la sero, lui Ma Irimescu, oște la... A fost, de fapt, o fițură liberă, indirectă. Și gata cu rapidul lui Iliuță. Pauză, fraților, într-adevăr. Deși fusesem avertizați cu câteva minute bune înainte, trebuie să ne plecăm acum și să ieșim. Pauză. Eric, legătura, sigur, pentru că trebuie să așteptau radioascultătorii de mult aceste pe malul mării. Unde, se zic, ce două echipe sunt în continuare la egalitate. E plăcut, un vioi, un de intensitate între, între Porto Portul Constanța și Tația Unirea brila Este două echipe care uh, fac cinste futbolului nostru și o clipă. O clipă, Etefelip, să nu mai bitică Pelican, mele scuse, uh, suporterilor portului Constanța, că locurile lucrurile au luat o torsătură neașteptată la scornicești, pentru că de trei de secunde s-a lăsat liniștea, <coughs> nu mai cântă fanfara, nu mai cântă fanfara, este unul la unul, face old scornicești, face Bihoror Oradea, o șut de rară intensitate a acestui centru atacal terasă, l-am pe crosul, a atus liniștea la scornicești. Nu de o legătura și în 10 secunde. Te nou se aude fanfara și o, oh, femeie, bossa mea, femeie, no. oh, a, no, o, ește, la, o, tot blocul numai asta, așa știa. Te de nou se aude fanfara Eloiule, ăsta sărbătoare pe arela cocheta arela din Scornicești, toi la unul pentru fece Olt, era gata meciul. O clipă spirase rătuță la toate etajele, că face bihon câte un punct. Și nimic, bineînțeles, după aia era gata. A terminat la Scornicești, a terminat la Scornicești, Ăsta nu cu 2 la 1, ci cu 3 la 1 pentru fece Olt, în zi mare șoarece astăzi. Oaspeții au fost la înălțime, însă nu mai mult de 65 de minute, după care o singură echipă a fost pe terenul din Scornicești, anumit numit Olt Scornicești. Și asta era tată. Penalti pe, 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 și, și la noi, la, la Constanță, n-am vrut să-l întreb pe colegul Sebastian, bine, bine, ai făcut, Mitica Pelica. Este 1 la 0 pentru Dacia Unirea Brăila, o, o că nu, nu, nu s-a anunțat periculoasă, s-a șurbat incredibil și voi să pierdeți șeptarul de cei de la Dunărea de la Dacia Unirea Brăila. Aceste echipă plină de, Pri de intensitate ofensivă, în ultimele 10 minute au mai fost două situații, au scăpat ca prin urechile acului jucătorii de la portul, de data aceasta arbitru experimentatul, Ioan Nicna a arătat punctul de la 11 minute, Revitora Teosfice a fost transformată cu sârc de fundașul central, o să refiit cu numele marcat, și minutul, numit-o Pelican, minutul, numele marcatorului și minutul, în următoarea intervenție. Așadar, surpriză, portul, 0, Dacia Unirea 1. Să revim, mitică Pelican. Desigur, de imediat cum am informat eu, să revim. Pelican, Constanța, trecem mai Iași. Iașu, Vasile Arhire, a, ia, a, a Iașu. stăm în, direct, dar ești în direct, Vasile Arhire, te rog. a, a. A, ah, la noi, la Iași. nu sunt atâtea evenimente, ce s, întâmplat, Așadar, ce s a întâmplat pe alte stadioane. Așadar, propun legătura ce s-a întâmplat cu o defecțiune tehnică. <laughs> <laughs> și treceau de la el, nu avea chef Vasile Arhire, nu s-a întâmplat nimic. Mm. E totuși un derbi, Vasile Arhire, Politehnica Iași, FCM Suceava. Scor, minutul și scorul. Da? Minutul 21, așa aș scor alb ca la pauză. Ăsta <nescuvânt> era, da. Aș, da, la Bistrița era Nicolae Soare, de 22, 23, 24, 24 de minute, minele, o dominare teritorială intensivă a bistrițenilor, formulată un șut al lui Nicolae Soare, care a tras, efeciorul. e a șutat, da, l-a răstignit, practic, între buturi pe, pe câmpianul. 1 la 0 pentru Gloria Bistrița, gol, gol acordat, gol, gol, acordat, 1 la 0 pentru Bistrițeni. S-a marcat așadar pe toate stadioanele, o să facem o recapitulare, mai puțin la tine, Vasile Achire, nu se anunță nimic la Iași? A, Iași? A, noi și noi, mai multe goluri, mai multe situații de poartă, aia toată, situațiile de poartă, o cartă întârzie la noi la aia au fost cașul, a fost ca șuba, a stat din preașma care, deși de a cerut de amigea, s-a dus departe de poarta apărată de sofocle și acum ieșeni, au ieșit la joc câteva minute, tot mai, mai puternic, așa, peste adversarii veni. însă tot, tot 0 la 0 Iași, Ia, la Iași, tot 0 la 0, se impuneau, după umila noastră părere, Radio România Iași, mai mulți mucaliți am, am, că erau de părere că se impunea arbitru uh, Radu Solomon din Cipău. Putea să acorde 11 metri pentru ieșeni, să nu a acordat și la aceste condiții scoare este tot uh, ca la începutul partidei. Oh, uite, dumneavoastră ați fost! Oh, oh, oh. A zâmbit plăcut Soranelu, că ne puneau deja. Asta a spus domnul părinte. Așa nu mai țineam minte cine. A confirmat, iată, părintele nostru că el s-a întâlnit cu Soranelu și că doamna Căstea a zâmbit plăcut. E, să sperăm că n-a fost și ultima întâlnire. E o curcitură ci este de o mozină, de motorină și benzină. așa, această situație unică, L am aflu la tropeta turnul Sfărin, stimați ascultători, au partida de cupă dintre echipa locală, CS, tropeta turnul seferi și mai titrata, făcea arce și pitești, o carată primele 25, 30 de minute au fost la fantașul castelor, care șoacă de la ecal la ecal, cu mai titrata lor oponentă, echipa arceșană aceasta sigură pe ea este cu mingea prin apărare cu mingea sus, fără fault însă acest putere toelurile sunt câștigate de vehedințeni deci și de pe acolo peste tot în Oltenia, când era cât un mei să ducea la drobeta să-l ia pateul lor, că Craiova juca în deplasare în cupă și capă la buhuși nu era Transmisiune de acolo că arhire n-ajungea și se dădea doar la fotbal minut cu minut. Alte rezultate din Cupa României. <truhă> CSM Buhuși, Universitatea Craiova 1 la 2. Echipa craioveană s-a calificat așadar pentru 16-ile Cupei României. Repetăm, Buhuș, AFC Buhuș, echipa locală, divizia 3-a, -a. Universitatea Craiova 1 la 2. Dacă ne mai parvin și mulțumim corespondenților noștri locali, zonali, primeau câte un rezultat de ăsta. n a calificat Craiova. Nu a toată lumea acolo. Giovanni Becali, dacă ar fi invitat la nunta, nu mă duc la astfel de Ce să fac eu la o copilă? Asta era prăiața aia. A văzut la bără bățul. cu maică sa le emisiune. Mama duc la mama nu te nu se mă duc la nuntă. Nu e de rangul meu. Mă cheamă doamnă de 65 de ani la nuntă. Mă duc. Mă cheamă una de 17 Nu mă duc. Unde să ies? Eu nu mă duc la 17 ani. Dacă ai 65 de ani și ne vis pe Giovanni Becali, se duce Giovanni Becali. În loc să duci la 7, ce eu sunt al Diaconescu? Să mă duc să umflu balane pe la nunt. L-ai văzut pe Giovanni un flâmb Să 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 facă de râs cu SMS-ul pe televizor. Giovanni Becali are toate SMS-urile, sunt ale lui. El a inventat SMS-ul. inventat și dinamita, dacă l-a inventat caciuiac, ăla, sau cum îl cheamă. A? cachuba. aia. inventat tot Becali. Bun, e jucată, fraților, trebuie să ne pregătim de meci. Așa e. I A spus omul că e terminată. În orice caz, meciul. Și după aia, pe disară, atenție, după Rudii. Da? Ne prezentăm la ora tradițională, la ora 22, vom fi acolo, să dezbatem, să vedem dacă se mai poate dezbate ceva. Rămâneți cu bine!